În cursul zilei de 1 octombrie, polițiștii de investigare a criminalității economice sub coordonarea Direcției de Profil din cadrul IGPR și conducerea procurorilor de caz au efectuat 69 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Călăraș, Ilfov, Ialomița și Prahova, la locuințele unor persoane bănuite de comercializarea ilegală de tutun, precum și la depozite și la oficii poștale utilizate pentru livrarea tutunului prelucrat. Activitățile s-au desfășurat în patru dosare penale instrumentate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călăraș sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Oltenița. În urma activităților au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor 855 de kg de tutun prelucrat, 22 de tone de tutun vrac, 13 dispozitive de prelucrare a tutunului, 24 de aparate de injectat tutun, 34 de instalații artizanale, 17.000 de tuburi goale de țigarete, 750 de mandate poștale, 148.000 de lei și 1.400 de euro, mai multe înscrisuri, facturi fiscale, agende și cartele SIM. În prezent, cercetările continuă pentru stabilirea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate, activitățile fiind efectuate sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Oltenița.